dar pe beneficiarii programului Angel Salini i-a întrebat cineva ce părere au despre scandalul acestor zile? Oamenii aia pe care i-a scos Dăncilă din noroi, iar acum vine Câțu să-i mai scoată odată. Ei cu cine țin? Cine bate, domne, dintre Câțu, Barna și Salini ăsta? Da, glumesc, nu i-am întrebat așa ceva, i-am întrebat lucruri normale despre programul liberal, le-am cerut și un mesaj pentru Angel Salini, chestii de-astea, Vax Populi. Ați văzut, se ceartă acum USR Plus cu PNL. Vreau să vă... Nu se ceartă, să înțeleg. Să înțeleg că nu le convine să meargă așa. Gata. Dar de ce se ceartă? Care e scopul sau ce se întâmplă? Eu n-am fost cu ei, dar să înțeleg, o să pace. Acum așa aruncă, ați văzut cuvinte? Aruncă, dar nu s-aruncă de tot. Se ceartă USR Plus, se ceartă cu PNL. Ce li fac eu? Ce părere aveți de scandalul? Ce-ți li fac? Îți duc la pușcărie, pe Jălava. De ce, domnul? Tot să duc, pe Jălava. Se ceartă din cauza lui? Se ceartă pentru ce? Se ceartă. Să ne bagi la COVID-uri. Dar ce COVID avem noi? Se ceartă din cauza... Duc ei să vaccinezi din cap, decât sunt nebuni. Se ceartă din cauza lui Angel Salini, cei doi. Ce, nu știu, ce părere aveți de asta, de Angel Salini? Bun, toți. Ce i-ați transmite lui Angel Salini? Să duc să iasă afară din Parlament, Iohannis. Să iasă afară, că nu-i bun din nimica, nu-i bun. Ni dă numai cu COVID-uri, ni dă. Nu-i bun din nimic, de absolut nimic. A vrea să-i bage chipsuri, dar ce avem, dracu pe noi? Ați văzut USR, se ceartă cu PNL, de scandalos. Eu nu ies afară din curte. Nu ies afară din curte. N-ați auzit de... Dar nu știu, habar n-am de nimic. Se ceartă PNL cu USR. Nu am eu treabă, nu știu. Eu nu văd de problemele mele. Nu sunteți atenți la ce se întâmplă? Nu știu nimic, e efectiv, chiar că nimic nu știu. Știți de ce se ceartă acum PNL cu USR Plus? E treaba cu fotoliu, e treaba cu... Se ceartă din cauza lui Angel Salini. Acum asta e motivul? Nu cred că din cauza lui Angel Salini. De ce? Așa cred eu, din cuvință. Fiecare cum s-a șterne așa doarme, știți dumneavoastră că... Nu credeți că devină e Angel Salini, dar... Nu. În niciun caz. Dacă ai fi să dați un mesaj lui Angel Salini, ce ia spune? Să fie sănătos. Mă, e problema lor și fac acolo, oricum, e numai mafie. Deci de mafie nu se scapă în România niciodată. De ce credeți că se ceartă acum? Ce se întâmplă cu ei? Nu știu de ce. Ei știu. Dar nu vă interesează. Nu le ajung banii. Nu le ajung banii. Nu mai au ce fura. Ce pot să vă explic? Asta e ură de partidii. Ce au? De ce se ceartă? Mai mult. Care vrea mai mult? Nu știu cum sunt. Halească mai mult. Gata. Ce? Se ceartă din cauza lui Angel Salini. Ați văzut? Am auzit, dar... Ce spuneți de Angel Salini? Ce să spun? Ce mesaj aveți pentru el? N-am niciun mesaj. Fiecare cu treaba lui să trăiască cum poate, dar să nu mai înșele lumea, că ne-a dus pe râp, pe toți. Scandalul ăsta se va termina vreodată? Cum vedeți? Aici nu va lipsi niciodată ura și dușmania. Deci corupția din țara noastră, de Cramuri Ceaușescu, nu! Nu s-a pierdut. Să certe așa? Toți vrea, toți, mita nu dispare, nimic, vă spun eu. Măi, pentru mine coaliția asta este ceva care trebuie să destrame. USR-ul au multe povești ale lor care sunt miliarde de bani care vor să-i acapareze și să facă ce vrea din acest popor. Să vedem ce înjură, ce se face cu Câțu, cu... Ar trebui... Nu dau bani, nu dau nume, că poate vorbesc altfel. Dar spun că e ceva care mai grabă la stână să nu mai fie câini. Aici așa, este ceva care e dureros. Se ceartă din cauza lui Angel Salini. Nu știu, ce mesaj aveți pentru Angel Salini? Ce ați transmite? Păi ce să-i transmit? Să nu mai fie ceartă. Să nu se mai bage Angel Salini? Da, domnule. Să-și vadă de treaba lui? Sau? Da, să vadă treaba lui. Nu se mai bage, să nu se mai certe. Corect, așa e, da. USR se ceartă cu PNL. Prea îmi place să mă uit, că mă enervez. Dezastru. S-au certat acum din cauza lui Angel Salini, ați văzut? Că... Auziți, pentru ce nu se ceartă ei? Pentru toate, indiferent, dar numai pentru noi nu se ceartă.